Am revenit în direct cu completarea că vom vorbi acum, în a doua parte a emisiunii, despre lucruri pe care sunt sigur vă interesează. Domnule Donț, spuneați de niște documente care vor fi nule în cazul în care puterea o să hotărească să comaseze alegerile pentru doamnă. Dacă se vor hotărâ să facă alegerile anticipate la Parlament în vară, este în regulă. Dacă însă le trece prin cap să facă alegerile locale în toamnă, în noiembrie, păi se pare că le-ați cumplit minte chestia. Avem o problemă. După părerea mea, vrea să abată atenția opiniei publice și opoziției și să dea cu două luni înainte de iunie, două, trei luni, să fixeze data alegerilor, sperând că o să ne ia prin surprindere. Lucru total greșit. Dacă se gândesc serios să ducă alegerile locale în noiembrie, vă reamintesc că Constituția spune mandatul primarului este de 4 ani, punct, și a aleșilor locale, a Consiliului Local, 4 ani, punct. Președintele Consiliului Județean? Președintele Consiliului Județean, 4 ani, punct. Vreau să vă spun că toate autorizațiile de construcție emise de a doua zi când expiră 4 ani, punct, cum scrie în Constituție, certificatele de căsătorie, hotărârile de Consiliul Local, toate sunt nule de drept. Orice om, în orice instanță, există o noțiune juridică, excepție de nelegalitate, poate introduce o contestație, o excepție de nelegalitate în orice proces și să se anuleze toate aceste lucuri. Gândiți-vă adică cum se căsătorește omul, face un copil și după aia anulează certificatul de căsătorie sau constată că e nul, află la televizor. Păi înseamnă că omul, cuplul ăla, doamne iartă-mă, nu poate fi divorțat. Nu, dar e neplăcut să duci în România în care, într-un astfel de haos. Sau în cazul în care bunica mea moare în perioada aia, așa, eu nu pot să-l moștenesc pentru că... Vă dați seama cam ce haos va fi în țara asta? Doar pentru că oamenii ăștia vor să facă experimente? Vom bloca instanțele? Categoric, vor fi mii de procese pe rolul instanțelor de judecată. Poate chiar zeci de mii. Dar gândiți-vă că orice om care are un litigiu legitim cu un vecin, cu firmele între ele, ei invocă aceste excepții de nelegalitate a documentelor juridice care nu le sunt favorabile. Vă dați seama ce haos se creează în țara asta? Dezastru. Deci eu am informația că ei vor să ne ia prin surprindere. Așa. Dar știți cum e... Noi nu mai putem fi luați prin surprindere, noi suntem pregătiți, așteptăm alegerile. Ideea este că ei vor cu trei luni înainte să fixeze data alegerilor și pentru primărie și pentru Parlament în vară, în iunie, și să, dacă mai insistă pe comasare. După părerea mea, comasarea e cam același tip de, greșeală pe care l-a făcut guvernarea PSD cu separarea mandatului de președinte de Parlament. Au crezut că le folosește lor și uite că au urmat ani și ani care s-a dovedit că a fost o decizie defavorabilă tocmai PSD-ul. Avem un telefon, domnul Olaru. Bună seara, domnul Olaru. Bună seara. Vreau cu domnul Doncio să-i pun întrebare. Vă rog. Domnul Doncio. Da. Sunt din Burdujeni, Olaru, Vasilii, că mă cunoașteți astăzi. Da, domnul Olaru, spuneți. Spuneți, domnul Olaru. Spuneți-mă o treabă, cunoaște strada Pictor Panaideanu? Da. Ați fost vreodată pe strada aia pe acolo? Categoric, da. Dom'le, ce-a făcut acolo? A fost că dumneavoastră este piatră, de asta este refuz, dar este piatră, dumneavoastră. Și acum o vârte, nu trebuie ce-o lungi, să bagă budor tot în vârte, să cerți, îmbătești, nu se mai face niciodată, să o scoate, scoate de piatră aia. Eu cred că ești bani de îmbătești piatră aia de ceva pe drumul. Care-i problema? Să te mi ori să o lasă, dacă să o bată, să rămâi bătută, dar ori să nu mai îmbătă toată ziua pe stradă. Bun, vă mulțumim frumos pentru intervenția, domnul Olaru. Domnul primar, să sunteți consilier acolo, să luați o dată din piatra aia pisată fără rost, domnule. Când se bate un pic drumul, atunci iară vine și iară o mărtește cu lamile aia și o sucești și iară o mărtește, iar se duci și pe o bătă aia din joc, când se bate din joc din noi. Vă mulțumim frumos pentru intervenția, domnul Olaru. O seară bună, domnul Donț, o să vă răspundă. Bună seara, domnul Donț. Sigur că străzile Pictor Panaiteanu din Burdujeni sat, unde sunt mai puțini oameni, sunt lăsate de izbeliște. Pentru că
Votanți puțin. Votanți puțin și se bazează pe alt tip de campanie electorală acolo, pe care îl știm cu toți în comunitățile sărace, cam ce tip de campanie electorală face PDL-ul. Cu rachiu, și cu mici, acolo vreau să vă zic că a funcționat cel mai bine Suveica, în sensul că nici nu se mai oboseau să facă campanie electorală. Luau de la poșetă niște bani și înțeleg cu 50 de ron, vorbesc cu oamenii niște lucruri care vă speriați. Adică că îi spun oamenii și unii țineau la centură aici. Așa. 50 de ron, cel care dovedea că a votat cu PDL-ul primea cum dovedea? Uitați cum e Suveica, mergi cu un buletin, cine organizează alegerile are accesul la buletine de vot, mergi cu un buletin de vot alb, ți se pune ștampila PDL, te așa. Duci în secția de votare pe PDL. Așa. Te duci în secția de votare și aduci buletinul alb și îl predai, în momentul în care predai buletinul alb, 50 de ron. Asta este Suveica. Domnul Vornicu, sunteți vechi în politică. Ați cam trecut prin niște campanii electorale, nu? Ați văzut chestia de asta, domnul Donțu, ce spune domnul Donțu, e adevărat? Sau e poveste? Am auzit lucrurile astea, nici nu le-am verificat, nici nu le-am palpat ca să pot fi sigur, dar cred că nu este fum fără foc. Deci e clar că nu este un folclor. Cu certitudine, o parte din voturile care parvin celor care se ocupă cu așa ceva parvin prin metode de genul ăsta. Este cert. 15% din voturi așa au fost luate la legile locale în 2008. Aveți vreo dovadă? Asta e diferența între sondaje. Aveți vreo dovadă? Eu mă bazez pe ce spun oamenii. La adunările populare care le-am făcut în ultimul an, oamenii povesteau. Despre asta spuneau vorbim. Că ce? Spuneau că, acolo exista... Acolo în secții erau oameni, nu? Exact, care plăteau? Existau oameni care aveau o centură foarte, foarte voluminoasă. Șerparul cu cureolata, nu? Din care scoteau 50 de ron pentru fiecare vot. Nu-i cam mult? Mi-e frică că acum românii nu se mai uită la 50 de ron. Nu se mai uită, nu? Mai ales că... Domnul Vornicu, USL-ul are atâția bani încât să înceapă o asemenea aventură în 2012? Unde să aibă bani în momentul în care, mai ales când ești în opoziție, după cum vedeți, există o fugă continuă, practic, a oamenilor spre borcanul cu mere, spre putere, deci se centrifugează și rămân... De fapt, numai cei care sunt convinși rămân în partidele care sunt în opoziție. În general, o mână de oameni sau cei care sunt așa numiți talibani ai partidelor, care fie iarna cât de grea, ei rămân pe metereze. Fie pâinea cât de rea, eu botez cu Ădina, nu? Da, ce să faci? Îți meriți soarta dacă... Nu vreau ca să îl jignesc pe colegul meu, dar Mihaela Dragostea ne-a băgat în opoziție și a distrus practic aproape, a distrus două partide. În fine, vreau să vă, apropo de acest fenomen Suveica, de care pomenea domnul Donțu, am să vă povestesc ce s-a întâmplat în secția de votare la primărie în 2008, unde am avut curiozitatea să stau și să renumăr voturile, deci buletinele de vot, după ce s-a terminat înainte din încheierea procesului verbal, am reușit singur să număr și să verific toate voturile din acea secție de votare. Spre surpriza mea, noi, PNL-ul, am avut, țin minte chiar, am avut 99 de voturi, atât am obținut în acea secție de votare, iar eu am găsit 10 voturi ale PNL-ului în celelalte două teancuri. Respectiv, dacă mi-am amintesc bine, 7 la PDL și 3 la PSD. Păi înseamnă că este... Deci 10% practic din voturile noastre, voturile pe care le-am obținut în acea secție de votare, eu le-am găsit în celelalte două teancuri. Din câți votanți? Din deci 99 de voturi am avut noi, PNL-ul. 99, acum. Deci 10%, deci 10% practic i-am găsit în celelalte două teancuri. Gândiți-vă dacă extrapolez
extrapolând. Și cu PSD-ul? Încă 10, 12, 15? Înseamnă că 25 de voturi. Eu am numărat voturile mele, da, am urmărit înțeles. Voturile mele, deci am spus ce am găsit. Dacă extrapolam la toate secțiile de votare din municipiu, vă dați seama, punând numai 10%, eu cred că au fost voturi furate mai multe, în procente de 10%. Avem un telefon, doamna Violeta din Suceava. Bună seara! Bună seara! Aș vrea să-i întreb pe domnul Donțu și pe domnul... Tot cu domnul Donțu aveți treabă. Au avut 3 mandate. Ce-au făcut în astea 3 mandate când au fost ei la putere? Domnul Donțu și domnul Vornicu, nu? Da, domnul Donțu și cu domnul Vornicu. Da. Ce-au făcut în 3 mandate? Îi lăsăm să răspundă. Dacă vreți să precizați, care sunt mandatele alea 3? Din 90 până 96, 2000... Domnul Donțu avea 20 ceva de ani în 90, doamnă. Da. Donțu era student. Banii oamenilor degeaba. Eu nu știu ce nu mi-a zis la servici, domnule. Păi mi-a zis la servici, munceți undeva, nu stați degeaba în opoziție și mâncați banii oamenilor, domnule. Aveți dreptate. Rușine să vă fie, domnule. Rușine că mințiți poporul. Aveți dreptate. Mințiți poporul cu bună știință. Spuneți-mi o singură minciună, doamnă. O singură minciună vă rog să spuneți. Doamna închis. Da. Mai sunt și oameni din care sunt din sediu PDL. Noi îi respectăm la fel de mult. Sperăm să-și schimbe opinia. Am înțeles. Personal, acum fie vorba întâi. Dacă mi se reproșează mandatul de primar din 92, scuzați-mă că nici nu pot să-mi permit să încep să răspund. Doamna, avea vocea unei femei în vârstă, probabil că nu mai țin. Tot respectul, noi așteptăm să se uite în jur, doamna. Pe 20 de ani. Era student? În 90 nu. Nu. Eram în 90, în armată, 92 am devenit student. Am înțeles. Stimați Suceavean, vreau să vă spun că acești doi domni, doi consilieri, domnul Donțu și cu domnul Vornicu, cunosc extrem de bine problema de la Termica. Nu vreau să facem o emisiune, n-am vrut să fac de la bun început o emisiune cu subiectul Termica, pentru că săptămâna viitoare, împreună cu muncitori de la Termica, cu sindicatele de la Termica, o parte dintre ele, pentru că am înțeles că o altă parte sunt cam galbene, adică sunt cam cu puterea. Vom face o emisiune foarte interesantă, sigur, și cu aportul celor doi consilieri aflați acum aici în fața noastră. Domnul Donțu, ați promis ceva acum vreo lună zile că veți înainta, veți face o plângere penală, dar vreau să vă spun înainte că puterea locală acum dă vina pe conducerea de la Termica. Noi niciodată nu ne-am îndreptat tunurile către conducerea de la Termica, pentru că știm foarte bine că cei care sunt în stafful Termica sunt practic niște LFG. Niște oameni angajați care nu au puterea de decizie. Domnul Nuțu, ați promis că faceți niște plângeri penale sau o plângere penală. Dumneavoastră consilierii USL. Domnul Ghincea, este și redactată, mai îmi trebuie un singur document. Care este acel? Pe care încercăm să-l obținem de la directorul general al Termica. Așa. L-am sunat personal, mi-a zis să stau puțin să-l sune pe primar. Așa. L-am sunat pe primar și până la urmă au decis ei să nu mi se pună documentul la dispoziție. Un singur document îmi mai trebuie. Cum și se cheamă documentul? O să... Nu asta e important. Am înțeles. Cheamă pentru că nu vreau să dezvălui. O să se trezească cu acțiunea către autorități și îmi exprim speranța că autoritățile vor cerceta exact cum s-au întâmplat lucrurile. Mi se pare extrem de nepotrivit ca în funcția de director general al Termica să întârzii informarea consilierilor locale. Pentru că pe noi cetățenii au trimis acolo să reușim să aducem la cunoștință opiniei publice ce se întâmplă acolo. Noi am propus un proiect de hotărâre prin care să facem o comisie de anchetă, să ascultăm și persoanele responsabile de acolo, să vedem cum stau lucrurile. Buget, cheltuieli? Exact, pe surse am mai aflat câte ceva. Ei, noi reclamăm acolo următoarele lucruri. Termica este importantă pentru că ceea ce plătim noi ca încălzire... Scuzați-mă, telespectatorul nostru, stăpânul nostru, domnul Cezar la telefon. Scuzați-mă. Da? Bună seara, spun. Domnul Donțu, Ovidiu Donțu. Da, domnul Donțu este la noi în Sibiu. Spuneți, vă rog. Bună seara, am și o întrebare, vă rog. Am o întrebare la dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, aici este la grupul școlar numărul 2, da? Din Suceava.
Da. Mă auziți, da? Da, sigur. Este normal să aduceți toți țiganii de la blocul țigănesc la grupul școlar, la general grupul numărul 2, inspectoratul din Suceava? Cine se pare normal să aduceți la inspectoratul numărul 2 Suceava toți țiganii? Dar cine i-a adus? Cine i-a adus? Cine i-a adus, domnul Cezar? La Cămin, domnule, aici, este blocul țigănesc deja. Dar cine i-a adus? Cine i-a adus acolo? Păi stau toți în Cămin, acolo. Dar cine i-a adus? Cine... Păi domnul primar, eu știu, domnul primar, care au venit acolo. Care cu locuințele sociale, de-astea. Mulțumim frumos pentru intervenție, o să vă răspund imitații mei imediat. Domnul Donț, scurt ca să răspundeți domnului domn Cezar. Nu am astfel de informație. Dar ce bloc e acolo? Un fost internat, nu? Bănuiesc că un fost internat reabilitat. A ajuns să fie repartizat acolo ca locuințe sociale sau alt tip de locuințe. Deci, dar cine hotărăște asta? Sigur că primarul decide astfel de amplasamente, dar trebuie să mă informez să văd ce este acolo, pentru că nu am tot informații. Domnul Bărnicu, știți ceva despre blocul ăla? Dacă este posibil ca unul dintre fostele cămine școlare, adică grupului școlar, da. Nu știu dacă e și reabilitat, deci să fi fost transformat în locuințe sociale, nu am toate informațiile, dar eventualele repartiții pe social le face Comisia Socială din cadrul primăriei. Aveți vreo legătură cu chestia asta? Nu. Deci nu cei din consilierii din Comisia Socială. Dacă nu aveți, domnul Cezar... Dar putem pune întrebări săptămâna viitoare să vedem, să lămurim și această dar problemă. Dar nu contează, chiar dacă sunt romi acolo, domnul Cezar, sunt toți cetățeni români, eu zic să nu mergem atât de departe. Sigur, în cazul în care sunt infractori și dumneavoastră aveți de suferit fiind vecini cu acest bloc, atunci este rău. Dar este iarăși treaba primăriei, pentru că primăria are poliție locală, primăria are destul de multe pârghii care pot acționa pentru liniștea noastră. Domnul Țu, să revenim la Trâmica, vă rog frumos. Deci, ați făcut o comisie, nu? Am propus o comisie care să investigheze cum e cu compensarea, cu reducerea capitalului social, cu compensarea datoriilor, cu terenurile de acolo, de ce a trebuit Trâmica să fie acționară la un club de fotbal, de ce o firmă care n-a construit în piață? Păi, fotbal, club, Cetatea Suceava. 75% din... Da. Zău? Păi, despre asta vrem să vorbim. Cum au fost gestionate licitațiile acolo, achizițiile publice, pentru că prețul la cărbune este triplu față de prețul la producător. Cum s-a putut încredința de la stat la privat o nouă centrală termică? Ce s-a întâmplat cu banii din utilități și mediu, 10 milioane de euro s-au cheltuit pe conducte, proiectul Consiliului Județean în administrația PSD? Și analiza întârzierilor salariale, precum și situația economico-financiară termică. Dar problemele termică puneți de aici, domnul Ghincea. Sunt două hotărâri de Consiliul Local, 170 din 16 iulie 2009 și 340 din 22 decembrie... Mă rog repede că nu avem timp. 2009, da? Acestea sunt hotărâri de Consiliul Local. Ele prevăd următorul lucru. Vă rog să arătați la cameră dacă totuși v-ați propus, domnul. E vorba de transmiterea în proprietatea municipiului Suceava 155 de hectare teren. Așa. În schimbul stingerii unei datorii reprezentând contravaloarea la subvențiile energia termică datorată. O hotărâre din iulie 2009 și același lucru prevede prin această compensare prin reducerea capitalului social. Deci sunt două hotărâri de Consiliul Local în vigoare astăzi care prevăd același lucru. Am înțeles. Și l-am întrebat pe primar, domnule, le-ai aplicat? Care dintre ele ai aplicat-o? Și timp de o bună perioadă a zis, nu, domnule, nu ne-am aplicat niciuna, că ne trebuie pentru privatizare, am pus și noi pentru bănci, ei, ce s-a întâmplat? Luna trecută am aflat că una dintre ele, cea cu reducerea capitalului social, a fost aplicată. Ei, și atunci eu m-am dus la primar cu o carte făcută de specialiști. Cum se face reducerea capitalului social? Când faci reducerea capitalului social, nu se mai naște o nouă sumă pe care să o compensezi. Cu reducerea capitalului social compensezi pierderile unei societăți comerciale. Atât.
Și dacă, aflu că nu era pe pierdere. Dacă ea are pierdere. Dar nu e în pierdere, a fost în pierdere. A fost un circuit financiar. Termica nu este în pierdere. N-a fost la acea dată în pierdere, acum intră în faliment. Închidem o firmă care este care nu e în pierdere, nu știu dacă este în profit. Ei. Dar din asta nu știți, pentru că conducerea Termica nu v-a dat nici măcar posibilitatea să consultați bugetul, nu? Eu cunosc că societatea termoficare, prin acest circuit financiar al subvențiilor, pentru că ei puneau prețul de referință a gigacaloriei, cât le trebuie ca să fie pe plus un leu, înțelegeți? Am înțeles, da. Dacă ei trebuiau să pună preț de referință 5 milioane, ei 5 milioane puneau. Ei, de acel 5 milioane însemna și 15% din impozitele sucevenilor că trebuie să dăm noi la Termica. Domnul, domnul, promit că vom face săptămâna viitoare o emisiune exclusiv Termica. Deci s-au furat 700 de miliarde de lei la Termica. Suntem aproape de final. Domnule consilier Cornel Vornicu, vă rog pe scurt, până la urmă, ca și consilier în opoziție, are rost să mai mergeți pe acolo sau nu are niciun rost? Pe la primărie vorbesc. Bineînțeles, la local. Eu personal nu am lipsit în mandatul ăsta, cred că de la nicio ședință. Mergem, toți cei 7 consilieri din opoziție, cei șapte magnifici, încercăm să facem tot, practic, ce putem, opozându-ne diverselor proiecte, de fapt dovadă stau și voturile care sunt contabilizate la finele fiecărei ședințe, unde noi avem abțineri sau voturi împotrivă la tot ceea ce ni se pare că nu este în regulă. Că este ciudat, să zic că așa. Este ciudat. Domnul, mai merge la președință a Consiliului Local, mai are rost? Are rost. Numai să-i, rost? Văd, numai să-i văd fața domnului Lungu. Și noastră, și el noastră. Nu, să-i văd fața în sensul că când îi spun toate furăciunile care le văd, el se schimbă la față. Încă noi, colegii consilieri, mi-a zis, uite, iar l-am prins cu minciunea, pentru că s-a înroșit totul, efectiv își schimbă culoarea domnul primar când nu are răspunsuri la diverse lucruri. Și măcar pentru acest lucru merită. Până la vară o să-l vedem roșu, după aia avem speranța că nu o să mai vedem deloc în primărie. Păi dacă spuneți că la vară o să vedeți roșu, înseamnă că se mută la PSD? Că domnul primar s-a schimbat culoarea. Nu, nu. Am înțeles, asta vă garantez eu. A fost o glumă. Oricum, concluzia este câine latră, caravana trece. Am înțeles. La ora actuală în Consiliul Local. Sigur, este o situație de 16 voturi la 7 care este defavorabilă cetățeanului din municipiul Suceava, pentru că el în primul rând lui nu-i sunt apărate interesele cetățeanului, plătește, dacă domnul Lungu se stabilește cu firma de salubritate că trebuie plătit mai mult, că firma de salubritate mai am are înțeles, nevoie de bani, deci interesele cetățeanului nu sunt apărate. Din păcate, timpul nostru s-a expirat, stimați suceveni. Am avut o emisiune destul de încărcată, zic eu, o emisiune plină de informații de la cei doi consilieri. Este vorba de domnul consilier Corinu Vornicu din partea Partidului Național Liberal și domnul Ovidiu Donțu, consilier din partea Partidului Social Democrat. Fără să uit să le urez tuturor celor care se cheamă Nicolae, Nicoleta, la mulți ani în această seară, vreau să vă spun că a fost într-adevăr o emisiune deosebită. Sunt Gabriel Ghincea și vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la această oră din noapte. La revedere!